Am fost, zise Joe cu enfază și gravitate. Și a stârnit mare vârvă. Păi, început Joe, da, fără îndoială că s-au asfârlit multe coși de portocale, mai ales când el a văzut stafia. Deși, domnule, te întreb eu pe dumneata, eu are un lucru cu socotință să-l vezi pe un om că muncește plin de râvnă și tu să-l întrerupi necontenit din vorba lui cu stafia, strigându-i amin? Se prea poate ca omul acela să fie avut ghinionul să slujească într-o biserică, zise Joe, coborându-și vocea pe un ton convingător și înduioșat, dar asta nu te îndreptățește să-l dai afară într-un astfel de moment. Adică vreau să spun că dacă stafia tatălui nu are voie să te tulbure, apoi ce altceva să te mai tulbure, domnule? Mai mult încă, dacă pălăria de doliu ți-a fost din nefericire croită atât de mică încât greutatea penelor negre ți-o trage tot timpul jos de pe cap, atunci încerci și tu să o ții cum ai putea, nu? O schimbare pe fața lui Joe, de parcă văzuse și el o stafie, îmi dădu de veste că Herbert intrase în cameră. Atunci îl prezentai pe Joe lui Herbert, care îi întinse mâna, dar Joe se trase un pas înapoi și ținu strâns de cuibul de pasăre. Sluga dumneavoastră, domnule, zise Joe, și nădăjduiesc că dumneavoastră și cu Pip... În clipa aceea ochii căzură pe răzbunător, care așeza niște pâine prăjită pe masă și fără niciun dubiu se arătă gata să-l socotească pe tânărul gentleman drept unul de al familiei, numai că eu mă încruntai la el, ceea ce îl zăpăci și mai tare. Adică vreau să spun, dumneavoastră, doi domnilor, sper că o duceți bine cu sănătatea într-o casă așa de închisă, căci... Acesta poate fi un han foarte bun, potrivit părerilor celor din Londra, adăugă Joe confidențial, și cred că este o locuință de încredere, dar eu unul n-aș ține nici măcar un porc aici, adică nu în cazul în care aș vrea să-l îngraș bine și să mănânc carne fragedă și gustoasă de la el. Slobozind această mărturie măgulitoare despre calitățile locuinței noastre și trădându-și de vreo câteva ori înclinația de a-mi spune domnule, Joe, invitația loc la masă, începu iarăși să privească roată prin cameră, căutând un loc potrivit unde să-și așeze pălăria, de parcă n-ar fi existat în natură decât vreo câteva foarte rare materii pe care aceasta s-ar fi putut odihni. Și în cele din urmă o puse pe colțul cel mai îndepărtat al căminului, de unde după aceea cădea mereu pe jos la intervale regulate. Doriți ceai sau cafea, domnule Gargery? Întrebă Herbert, care întotdeauna se îngrija de masa de dimineață. Mulțumesc, domnule, zise Joe, țeapă din crește până în tălpi. Ce vă place dumneavoastră mai mult? Ce-am zice de o cafea? Mulțumesc, domnule, răspunse Joe, vădit descurajat de propunere. Dacă dumneavoastră ați fost atât de drăguț să alegeți cafeaua, n-am să mă arăt împotriva părerilor dumneavoastră, dar nu vi s-a părut niciodată că încinge. Atunci ce ai, zise Herbert, turnându-i o ceașcă. La acestea, pălăria lui Joe se rostogoli de pe polița căminului, iar el sări de pe scaun, o culese de pe jos și o puse exact în același loc, de parcă ar fi fost o condiție obligatorie de bună creștere ca aceasta să se rostogolească din nou peste câteva clipe. Când ați sosit în oraș, domnule Gargery? Să fi fost ieri după amiază, răspunse Joe după ce tuși în pumn, de parcă ar fi avut timp să ia și tu se măgărească de când sosise. Nu ieri după amiază. Ba da, ieri după amiază, da, ieri după amiază am venit, declară el cu un aer profund de înțelepciune, ușurare și adâncă nepărtinire la un loc. Ați apucat să vedeți ceva din Londra? Păi da, domnule, zise Joe, eu și cu Opsel ne-am dus ață să vedem antrepozitele Black King, dar mi s-a părut că nu prea dau bine afișele roșii de pe ușile magazinelor,
Adică vreau să spun, adăugă Joe ca să ne explice, că parcă erau desenate prea arhitectural. Sunt încredințat că Joe ar fi prelungit acest cuvânt perfect potrivit, după părerea mea, pentru o anumită arhitectură pe care o cunosc, transformându-l într-o corală autentică, însă, atenția ai fu providențial atrasă de pălăria sa, care tocmai se rostogolea. Într-adevăr, aceasta îi solicita o constantă băgare de seamă și o agerime a ochiului și a mâinii foarte apropiate de cele necesare la o poartă de cricket. Făcea cu pălăria niște jonglerii nemaipomenite și îi dădea dovadă de cea mai mare îndemânare, ba repezindu-se la ea și prinzând-o scurt în cădere, ba oprind-o pe la mijlocul drumului, aruncând-o cu o lovitură în sus și apoi zvârlind-o din aer prin diverse colțuri ale odăii și izbind-o de tapetul de pe pereți, înainte de a se simți sigur că o apucă și o ține bine. În cele din urmă o scăpă în ligheanul pentru spălat pe mâini, de unde mi-am luat libertatea să o înșfac eu. Cât despre gulerul cămășii și gulerul hainei sale, rămâneai stupefiat încercând să le înțelegi menirea, amândouă fiind niște mistere de nedezlegat. De ce trebuia omul ăsta să se sugrume așa în chinci, ca să se considere pe deplin îmbrăcat? De ce credea că e necesar să se mântuiască prin suferința de a-și purta hainele de duminică și apoi aluneca din când în când în asemenea accese inexplicabile de meditație cu furculița încremenită în aer la mijlocul drumului dintre farfurie și gură și cu ochii pironiți în niște direcții atât de ciudate? Și era apucat de valuri groaznice de tuse și stătea atât de departe de masă, de mai mult scăpa bucățele pe jos decât mânca, după care susținea că nu lui au scăpat, încât m-a bucurat din toată inima când Herbert ne-a părăsit și a plecat în oraș. Nu aveam nici bunul simț, nici bunele intenții ca să-mi dau seama că toate acestea se întâmplau din vina mea și că dacă m-aș fi purtat mai în largul meu față de Joe și Joe s-ar fi purtat mai în largul lui cu mine, mă scotea din răbdări și mă înfuria și de aceea nici el nu făcea altceva decât să stânească. Acum, fiindcă am rămas singur, numai noi doi, domnule Joe, l-am întrerupt eu arțăgos, cum poți să-mi spui domnule? Joe se uită la mine doar o singură clipă cu un licăr slab de reproș. Așa nemaipomenit de caragioase cum erau cravata și gulerele, am avut un soi de demnitate rănită în privirea sa. Acum, fiindcă am rămas singur, numai noi doi, reluă Joe, iar eu nu doresc și nici nu pot să mai zăbovesc prea mult pe aici, o să închei, ori mai curând o să încep, spunându-ți ce m-a făcut să vin să mă bucur de cinstea de a te vedea. Căci dacă n-ar fi fost, zise Joe cu vechiul său aer de om care expune faptele cu luciditate, cea mai mare dorința mea de a-ți fi de folos, n-aș fi avut onoarea de a împărți bucatele cu niște gentlemeni în casa unor gentlemeni. Nu țineam deloc să-i mai văd odată privirea de dinainte, așa că nu-l dojeni pentru acest om. Ei bine, domnule, continuă Joe, iată cum stau lucrurile. Am fost până la luntraș de unăzi, Pip. Ori de câte ori era copleșit de tandrețe, îmi spune Pip și ori de câte ori recădea în politețuri, îmi spunea domnule. Câteodată a venit și Pumblechook cu trăsurica lui. Și vreau să spun că persoana asta, zise Joe, cotind-o spre alt subiect, mă cam ia în răspăr câteodată și mă scoate din fire, bătând toba prin tot orașul și povestind că el a fost dintotdeauna prietenul tău din copilărie și că tu îl socoteai cel mai bun tovarăș de joacă din cât aveai. Prostii! Nu te aveam decât pe tine, Joe! Și eu am fost încredințat de asta, Pip, zise Joe, clătinând ușor din cap, deși acum nu înseamnă mai nimic, domnule! Ei bine, Pip, tot persoana asta care se nebunește după lăudăroșenii,
a venit la mine pe când mă aflam la luntraș că o pipă și o halbă de bere îl mai înviorează pe om după o zi de lucru, domnule, fără să-l facă să-și piardă capul. Și mi-a zis așa: Joseph, domnișoara Havisham vrea să-ți vorbească. Domnișoara Havisham, Joe, vrea, acestea au fost întocmai cuvintele lui Pumblechook, să-ți vorbească. Joe se opri și își întoarce ochii spre tavan. Da, și spune mai departe, Joe, te rog. A doua zi, domnule, zise Joe, uitându-se la mine de parcă aș fi fost hăt departe de el, m-am îmbrăcat îngrijit și m-am dus să o văd pe domnișoara A. Domnișoara A, Joe, domnișoara Havisham. După cum îți spun, domnule, răspunse Joe cu aerul că îndeplinea niște formalități legale, de parcă își dicta testamentul, domnișoara A, sau altfel numită Havisham. Iar cuvintele pe care mi le-a spus au fost următoarele. Domnule Gargery, dumneata ești în corespondență cu domnul Pip? Cum eu aveam o scrisoare de la tine, i-am putut răspunde: da, sunt. Când m-am însurat cu sora dumitale, domnule, am spus: da, vreau. Iar când i-am răspuns prietenei tale, Pip, am spus: da, sunt. Atunci vrei să-i spui, a zis ea, că Estela a venit acasă și că s-ar bucura să-l vadă. În vreme ce mă uitam la Joe, am simțit că mi-au foc obrajii. Nădăjduiesc că una dintre cauzele îndepărtate ale îmbujorării mele a fost că mi-am dat seama că, dacă i-aș fi cunoscut solia dinainte, i-aș fi privit vizita cu ochi mai buni. Când m-am întors acasă și am rugat-o să-ți scrie acest mesaj, continuă Joe, Biddy s-a cam codit. Zicea: știu că ar fi foarte bucuros să-l primească prin viu grai de la tine. E zi de sărbătoare și tot vrei tu să-l vezi. Du-te la el. Cu asta am încheiat, domnule, zise Joe, ridicându-se de pe scaun, și Pip, îți doresc numai bine și să ajungi din ce în ce mai sus. Doar nu vrei să pleci acum, Joe? Ba da, zise Joe. Însă te întorci înapoi la cină, Joe? Nu, nu mă mai întorc, zise Joe. Ochii ni s-au întâlnit și atunci toți acei domnule s-au topit din inima acestui om nemaipomenit când mi-a întins mâna. Pip, dragul meu prieten, viața e făcută din atâtea despărțiri, înlănțuite una după alta, și printre oameni unul este fierar, iar altul este căldărar. Un altul este aurar și un altul este tinichigiu. Deosebirile dintre ei trebuie să apară și trebuie luate așa cum apar. Dacă a fost cineva de vină astăzi, eu am fost acela. Tu și cu mine nu suntem doi oameni care să poată sta alături în Londra și nicăieri în altă parte decât acolo unde ne simțim la noi acasă, unde cunoaștem toate lucrurile și unde ne înțelegem cu toții ca între prieteni. Nu că aș fi mândru, dar vreau să fiu la locul meu. De aceea n-ai să mă mai vezi niciodată în hainele astea. Nu sunt la locul meu în hainele astea. Nu sunt la locul meu dincolo de fierăria, de bucătăria sau de ochiurile noastre. N-ai să găsești nici jumătate din greșelile mele de acum, dacă te gândești la mine în hainele mele de lucru, de la fierărie, cu barosul sau cu pipa în mână. N-ai să-mi găsești nici jumătate din vina pentru greșelile mele de acum, dacă, presupunând că vreodată o să vrei să mă vezi, vei veni și vei băga capul pe fereastra fierăriei și îl vei vedea pe Joe Fierarul acolo, la vechea lui nicovală, în vechiul lui șorț, pârlit, muncind de zol ale lui. Sunt îngrozitor de tare de cap, dar nădăjduiesc că am nimerit să spun și ceva bun, între toate acestea, până la urmă. Și Dumnezeu să te binecuvânteze, dragul meu prieten, Pip, bătrâne, Dumnezeu să te binecuvânteze. Nu mă înșelasem, închipuindu-mi că avea demnitatea lui. Joe nu se mai împiedică de croiala hainelor sale, în momentul în care îmi spuse aceste cuvinte.
cum nu s-ar fi putut împiedica de ea pe drumul său către împărăția cerurilor. M-a mângâiat ușor pe frunte și a ieșit. De-ndată ce mi-am revenit cât de cât, m-am grăbit să fug după el și l-am căutat pe toate străzile învecinate, dar nu l-am mai găsit. Mi-era limpede că trebuie să mă întorc în orășelul nostru a doua zi și, pradă primului val de remușcări, mi-era la fel de limpede că trebuie să mă duc să stau la Joe. Dar după ce mi-am oprit un loc la diligența de a doua zi și m-am dus până la domnul Puckett și am venit înapoi, nu mai eram deloc sigur asupra celui de al doilea lucru, așa că am început să-mi născocesc o seamă de motive și să ticluiesc nenumărate scuze pentru a trage peste noapte la mistrețul albastru. Aș fi fost o povară la Joe acasă, nu eram așteptat și patul meu n-ar fi fost pregătit, m-aș fi aflat prea departe de domnișoara Havisham, iar ei plăcea punctualitatea și s-ar fi putut supăra dacă aș fi întârziat. Toți escrocii de pe pământ la un loc nu fac cât cei care se înșală singuri și cu astfel de șiretlicuri m-am înșelat pe mine însumi. Fără îndoială, e un lucru foarte ciudat că aș lua drept bună o jumătate de coroană falsă, măsluită de altcineva, ar mai fi de înțeles, dar în cunoștință de cauză să iau drept adevărată moneda falsificată de mine însumi, un străin mieros, pretinzând că de dragul siguranței vrea să-mi strângă mai bine gura pungii în care mi-am împătruit bancnotele și care, de fapt, mi le fură și îmi dă în loc coș de nucăie una. Dar cât înseamnă prestidigitația lui în comparație cu a mea, când îmi vâr în pungă cu mâna mea coș de nucă și îmi spun că am, de fapt, bancnote? Hotărând că trebuie să mă duc la mistrețul albastru, mi-am frământat grozav mintea, șovăind dacă să-l iau sau nu și pe răzbunător cu mine. Eram ispitit de gândul că acel mercenar costisitor își va plimba cizmele în fața tuturor pe sub arcadele stației de poștă a diligențelor de la mistrețul albastru și era o imagine măreață să mi-l închipui apărând ca din întâmplare în prăvălia croitorului și buimăcindu-l pe obraznicul acela de ucenic al lui Trabb. Pe de altă parte, băiatul de prăvălie al lui Trabb ar fi putut să se bage pe sub pielea valetului meu și să-i dezvăluie unele lucruri neplăcute sau, obraznic și fără frică de nimic cum era, l-ar fi putut huidui în plină stradă. Mai mult, binefăcătoarea mea ar fi putut să audă despre el și să nu-l placă. Una peste alta, m-am hotărât să-l las pe răzbunător acasă. Îmi rezervasem un loc la diligența de după amiază și cum ne aflam în pragul iernii, urma să ajung la destinația abia la 2 sau 3 ore după lăsarea întunericului. Plecarea din Cross Keys era la ora 2. Am ajuns în stație cu un sfert de oră mai devreme, ajutat de răzbunător, dacă pot folosi această expresie pentru cineva care nu m-a ajutat niciodată decât dacă avea încotro. Pe vremea aceea, deținuții erau transportați până în porturi cu poștalionul. Deoarece auzisem nu odată că sunt duși cu diligența, dar niciodată în cupeul călătorilor, și îi văzusem deseori pe drum, bălăbănindu-și picioarele în lanțuri pe acoperișul trăsurii, n-ar fi trebuit să mă mir când Herbert, cu care îmi dădusem întâlnire în curtea stației, a venit și m-a anunțat că 2 pușcăriași vor călători cu aceeași diligență cu care plecam eu. Dar aveam un motiv, acum foarte vechi, de a tremura în adâncul sufletului ori de câte ori auzeam cuvântul pușcăriaș. Nu te supără prezența lor, Handel, zise Herbert. Oh, nu, mi s-a părut că nu-ți plac. Nu pot pretinde că-mi plac și cred că nici ție personal nu-ți plac, dar nu mă deranjează. Uite că vin, zise Herbert, tocmai ies din bodegă. Ce tablou al decăderii și al ticăloșiei! Își cinstiseră paznicul, cred eu, fiindcă avea un gardian cu ei și toți 3 ieșiseră din bodegă ștergându-se la gură cu mâneca.
Cei doi pușcăriași erau legați unul de altul cu cătușe și aveau amândoi inele de fier la picioare, inele a căror formă o știam prea bine. Purtau și niște haine pe care de asemenea le știam prea bine. Paznicul lor avea o pereche de pistoale și ducea la subsoară o măciucă zdravână, dar părea să se înțeleagă bine cu ei și stătea cu ei alături, uitându-se cum se înhămau caii, având mai curând aerul că pușcăriașii era o expoziție interesantă care, pentru moment, nu se deschisese încă oficial, iar el era custodele acesteia. Unul dintre pușcăriași era mai înalt și mai vânjos decât celălalt și părea de la sine înțeles, potrivit misterioaselor legi care guvernează lumea, atât a deținuților cât și a oamenilor liberi, că lui îi fuseseră hărăzite hainele cele mai strâmte. Din această pricină, mâinile și picioarele lui semănau cu niște pernițe mari de ace, iar hainele păreau un costum ridicol de carnaval. Însă i-am recunoscut, dintr-o singură privire, ochiul mijit. Era același om pe care îl văzusem pe bancă la trei luntrași voioși într-o sâmbătă seara și care mă tot doborâse trăgând cu pușca lui nevăzută. Mi-a fost ușor să-mi dau seama că în momentul acela omul nu mă recunoștea, de parcă nu mă văzuse niciodată în viața lui. Mă măsură din cap până în picioare, ochiul său mijit, prețuindu-mi lanțul ceasului, apoi scuipă ca din întâmplare și spuse ceva celuilalt ocnaș, drept care începură să râdă și se răsuciră în loc, ciocnindu-și cătușele una de alta, uitându-se în altă parte. Numerele mari cu sute pe spinările lor, ca numerele de pe porțile caselor, întreaga lor înfățișare grosolană, răpciugoasă, diformă, de parcă ar fi fost niște animale inferioare, picioarele lor prinse în inele de fier și înfășurate pentru protecție cu batiste și felul în care toți cei de față se uitau la ei și se țineau deoparte din calea lor, toate făceau din ei, cum spusese Herbert, cel mai neplăcut și mai degradant tablou. Dar nu acesta era lucrul cel mai rău. Toată partea din spate a diligenței fusese ocupată de o familie care se muta din Londra și nu mai existau alte locuri pentru cei doi deținuți decât pe banca din față, în spatele vizitiului. Aflând aceasta, un gentleman coleric care plătise pentru locul al patrulea de pe banca aceea a avut un violent acces de furie și zise că era o încălcare a regulilor de călătorie să-l pună pe el la oaltă cu astfel de tovarăș de drum de cea mai joasă speță și că situația era primejdioasă, revoltătoare, infamă, rușinoasă și nu mai știu cum. Între timp, diligența era gata, iar vizitiul nerăbdător, așa că toți ne-am pregătit să urcăm. Se apropiaseră și pușcăriașii, împreună cu paznicul lor, aducând cu ei miasma aceea ciudată de prișniță cu pâine, postav, câlți de frânghie și piatră de var care îi învăluie întotdeauna. Nu luați chiar așa nume de rău, domnule, își începu gardianul pledoaria în fața călătorului furios. O să mă așez eu lângă dumneavoastră și o să-i pun pe ei în marginea rândului. Nu o să vă deranjeze cu nimic, domnule, nici nu o să simțiți că sunt aici. Și nu da vina pe mine, mormăi pușcăriașul pe care îl recunoscusem. Nu eu vreau să plec, eu sunt gata să rămân pe loc. Din punctul meu de vedere, oricine ar vrea să-mi ia locul, e binevenit. Sau să-mi ia mie, zise celălalt răstit. Nu l-aș fi încurcat pe niciunul dintre voi, dacă ar fi fost după mine. Apoi izbucniră amândoi în râs și începură să spargă nuci, scuipând cojile pe jos. Și cred că și mie mi-ar fi venit să fac la fel, dacă aș fi fost în locul lor și atât de disprețuit de toată lumea.
Până la urmă se hotărâ că nu era nimic de făcut pentru liniștea domnului furios și că acesta trebuia fie să meargă în tovărășia celor cu care avusese norocul să pice, fie să rămână acasă. Astfel, domnul își ocupă locul încă protestând, gardianul se așeză lângă el, iar pușcăriașii se suiră cum putură pe locurile lor. Cel pe care îl recunoscusem, așezându-se chiar în spatele meu, de-i puteam simți răsuflarea în ceafă. La revedere, Handel, strigă Herbert când diligența porni. Mă gândi ce noroc dumnezeiesc aveam, fiindcă Herbert îmi găsise un alt nume în loc de Pip. Mi-este cu neputință să spun cât de pătrunzător simțeam răsuflarea pușcăriașului, nu doar în ceafă, ci și pe șira spinării. Mă simțeam de parcă mi s-ar fi injectat în măduvă un acid înțepător care se răspândea rapid în mine și îmi strepezea dinții. Parcă răsufla mai greu decât oricare alt om și făcea mult mai mult zgomot, iar eu îmi dădeam seama că îmi ridicase mult un umăr, cocoșându-mă într-o parte, străduindu-mă să mă chircesc cât mai tare ca să mă feresc de suflarea lui. Vremea era nesuferit de rece și cei doi pușcăriași blestemau gelul care ne-a morțit pe toți foarte curând. Când trecurăm de hanul de la mijlocul drumului, majoritatea moțăiam și tremuram în tăcere. Picoteam și eu, încercând să găsesc un răspuns la întrebarea dacă nu s-ar fi cuvenit să-i înapoiesc cele 2 lire sterline individului din spatele meu, înainte de a-i pierde din nou urma, și cum ar fi cel mai bine să procedez. M-am trezit tresărind de spaimă că mă aplecase mult în față, de parcă voiam să ajung între cai, și am început din nou să întorc pe toate fețele întrebarea. Dar se pare că pierdusem șirul de mai multă vreme decât crezusem, căci, deși nu puteam desluși nimic prin bezna de afară, cu zvâcnirile haotice de lumină și de umbră de la felinarele noastre, am adulmecat ținutul mlaștinilor în vântul rece și umed care bătea înspre noi. Ghemuindu-se și ei ca să se mai încălzească și adăpostindu-se în spatele meu ca să se apere de vânt, ocnașii se apropiaseră între timp și mai mult de mine. Primele cuvinte pe care i-am auzit schimbându-le între ei în clipa în care m-am trezit au fost aceleași din gândurile mele. 2 hârtii de câte 1 liră. De unde le avea? Zise pușcăriașul pe care nu-l mai văzuse niciodată până atunci. De unde să știu eu? Răspunse celălalt. Le ascunsese el cumva, pe semne că le primise de la prieteni. Mi-ar plăcea mie, zise celălalt, cu o înjurătură amarnică pentru frig, să iau și eu acum. Banii sau prietenii? Banii, mi-aș vinde toți prietenii pe care am avut vreodată pentru astfel de bancnotă și aș socoti că am făcut un târg grozav. Și, după care ți-a spus? După care mi-a spus, reluă pușcăriașul pe care îl recunoscusem, și totul s-a petrecut într-o clipită, în spatele unei grămezi de lemne din curtea depozitelor din port. O să fie liberat. Da, urma să fiu, i-am spus eu. Și n-aș vrea să-l găsesc pe băiatul care i-a dat de mâncare și nu l-a trădat și să-i dau cele 2 hârtii de câte 1 liră? Iar eu i-am spus că vreau. Și așa am făcut. Mare prost, mormăi celălalt, eu i-aș fi cheltuit ca un bărbat adevărat, pe haleală și băutură. Ăla oricum trebuie să fi fost vreun ajamiu. Vrei să spui că nu știa nimic despre tine? Nici cât negru sub unghie, eram în bande diferite, pe vase diferite. El a fost judecat din nou pentru evadare și a primit condamnare pe viață. Și numai atunci când cu treaba aia de onoare ai lucrat prin părțile astea? Numai atunci. Și ce crezi despre locurile astea? Sunt cele mai afurisite cu putință. Noroi, ceață, bălți și muncă, apoi muncă, bălți,
ceață și noroi. Și tot așa. Amândoi blestemară ținutul cu niște vorbe înfiorătoare și treptat, își deșertară sacul și nu le mai rămase nimic de spus.